slăvit să fie Domnul. Am să citesc ceva din almanacul Iisus Biruitorul pe anul 2024. Prima scriere a părintelui Iosif Trifa. Primul pas de intrare în oastea Domnului. Nașterea din nou. Ce înseamnă a te naște din nou? Cea din tâi cerință a intrării în oastea Domnului este ruperea dintr-o dată cu Duhul acestei lumi și cu păcatele. Ați văzut feciorii când pleacă la armată, cum își au rămas buni și se despart de fetele din sat. Așa și cei care pleacă în oastea Domnului trebuie să se despartă pentru totdeauna de cele șapte fete ale diavolului, trufia, desfrânarea, pisma, lăcomia, între care e și beția, mânia, zgârcenia, lenea. O intrare în oastea Domnului, fără schimbarea vieții, n-ajunge nimic. Aceasta e schimbarea cea mare ce l-a ajuns pe Saul în drumul Damascului, și din Saul l-a făcut Pavel, din prigonitor apostol. Aceasta e schimbarea cea mare care trebuie să dea și celor ce intră în oastea Domnului altă inimă și altă simțire, alți ochi și altă vedere, altă gură și alte umblări. Aceasta e schimbarea cea mare pe care o cerea Mântuitorul lui Nicodim, spunându-i că trebuie să se nască din nou, Sfânta Evanghelie după Ioan 3:7, să înceapă o viață nouă. Știi tu ce înseamnă a te naște din nou? A te naște din nou înseamnă cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu e de ajuns să te naști creștin, ci trebuie să te și faci creștin. A te naște din nou înseamnă să înțelegi și să primești darul crucii de pe Golgota și prin acest dar omul tău cel vechi să se răstignească împreună cu Iisus. Roman 6:6, ca să mori față de păcat și să viezi lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Roman 6:11. A te naște din nou înseamnă a pune aluat nou în făina vieții tale, din care să iasă o viață nouă, o frământătură nouă, 1 Corinteni 5:7 și 2 Corinteni 5:17. Aceasta este ceea ce se cheamă renaștere sufletească și aceasta este lupta oastei. Nu puteți sluji la doi domni, și lui Dumnezeu, și lui Mamona, a zis Mântuitorul, Luca 16:13. Cel ce intră în oastea Domnului trebuie să slujească numai Domnului, al cum intrarea lui în oaste n-ajunge nimic. Nimeni, slujind ca ostaș, nu se încurcă cu lucruri lumești, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, 2 Timotei 2:4. Părinte Iosif Trifa, în cartea ce este Oastea Domnului, pagina 874-876. Îi mulțumim, binecuvântând pe Dumnezeu, pentru darul care ne l-a oferit nouă, pentru darul care ne l-a oferit mie de a face parte și de a-mi face cunoscut și de a-mi descoperi această lucrare minunată, oastea Domnului. Poate în decursul veacurilor mulți oameni ar fi dorit să cunoască o lucrare minunată ca oastea Domnului de mântuire a sufletelor. Așa cum citeam la început, că toți cei care vor să intre în oaste trebuie. Nu este greu, nu este ușor ca dintr-o dată un om
să-ți lase toată viața lui trecută, toate obiceiurile, toate patimile, toate plăcerile sufletești sau trupești care le-a avut până atunci și să înceapă o viață nouă. Dacă privim în veacurile de aur ale credinței, în primele secole ale creștinismului, vom observa cât de greu a fost pentru părinții bisericii să îi facă pe oameni, să îi determine pe oameni să părăsească obiceiurile păgâne și să trăiască o viață nouă în Hristos. De cele mai multe ori nu s-a putut să se pună obiceiuri noi, ci s-a încercat să le înduhovnicească pe cele vechi, pentru că oamenii erau prea mult prinși în mreaja obiceiurilor păgâne care le aveau. Și multe din ele se păstrează chiar și în zilele noastre. În zilele noastre de acum găsim obiceiuri păgâne din vremea secolului I, al II-lea și al III-lea. Chiar când vorbea fratele mai dinainte, frate Gheorghe, mă gândeam așa cât de greu a fost în primele veacuri creștine și cât de nevoie a fost de unul ca Arie, de unul ca Apolinarie, pentru ca cele ale credinței să se lămurească încă de atunci. Dacă n-ar fi fost ei și ereziile lor, poate și acum biserica ar fi suferit în lucrarea ei mântuitoare și n-ar fi avut niște dogme atât de înălțătoare, atât de cunoscute, atât de bine stabilite. Dacă ne ducem înapoi în biserica primară, în bisericile necalcedoniene, vom găsi răspunsuri la multe dintre lucrările pe care astăzi noi cei de înălțărit le căutăm. Ei au rămas la primele trei senoade ecumenice. Pe când noi, ceilalți, am avut multe alte senoade, s-au luat multe alte hotărâri care ei nu le au. Cine știe dacă și acum frământările din noastre nu aduc poate multe lucrări bune pentru viitor. Numai Dumnezeu știe, pe care noi îl rugăm ca întotdeauna să ne facă, să ne urcăm spre frați. Să ne facă să ne urcăm spre frați. Întotdeauna când mergem la o întâlnire cu frații, să ne gândim că noi trebuie să ne urcăm. Că acolo unde sunt frații, acolo este Domnul. Și oastea este a Domnului. Și Domnul știe El. De ce? Pentru ce? Și care este motivul pentru care se întâmplă anumite lucruri? Noi rugăm pe Dumnezeu și vrem să rămânem statornici în această lucrare minunată pentru noi, sfântă pentru noi, unică, în biserica noastră, bună și străbună. Aveam un verset în Sfânta Evanghelie, al Sfântului Evanghelist Ioan. Trebuia să-l citesc la încheiere. Adevărat, adevărat zic vouă, că cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Slăvit să fie Domnul!